Rog, Dracu! Nu-i bine, radiații! Mii, mă, că au venit 3! N-ajung 3, am plecat cu 30! Mii, mă, că dă damage apa asta! Bă, ne-am întors cu alt episod de Ark. Cine zicea, mă, că nu mai jucăm noi Ark Ascended? Jucăm, cum să nu jucăm? Ce vreau să fac azi? Laba, fac laba. E să-i duc pe nenorociții ăștia. Sunt 30 de bucăți aici. Vreau să mergem să luăm WoW de Rock Drake. Nu e așa, mă? Zi, așa facem. Ne trebuie Nicola de Rock Drake. Nu merge prins, trebuie doar să furăm un WoW. Și am înțeles că dacă furi un WoW, vin toți pe tine. O să luăm și pe ăsta cu noi, că sare mult și ne ajută pe distanțe mari să ne deplasăm. Pe ăștia 30 o să-i sacrificăm. De-aia i-am și strâns. I-am tot lăsat să facă level, i-am lăsat pe agresiv. Să atace, să mănânce, să facă experiență. Sunt destul de buni, toți au peste 10.000 HP și între 500-800 acolo la damage, deci sunt ok, păstrăm noi unul pe cel mai bun să stăm pe el. Îi băgăm pe toți în cryopods sau în bile de alea, în sfere de alea de transportare, că nu sunt cryopods aia. Și mergem acolo, începem de la zona albastră, radem tot până ajungem la ouțul ăla, luăm ouul, ne întoarcem la bază și cam ăsta e planul. Să trecem la treabă! Am pus costumul pe noi. Hai să vedem dacă putem să punem skin pe el, că nu-mi place deloc așa. Ce mai avem de făcut? A, de luat astea de aici. 60 de bucăți, bun. Avem și pușcă, avem și darts. Ne-am luat și niște narcotice la noi. Începem să-i băgăm pe ăștia în cryopods. Ce e mișto la astea e că îl bagă cu tot cu saddle. O să dureze ceva până îi bag pe toți. Bun, i-am băgat pe toți, aproape, mai e unul. Ăsta e la pe care trebuie să mă urc eu. Pă, ăștia nu-i mai lung cu noi, că ăștia sunt bun de breeding aici. În cazul în care mor toți. Suntem cam gata să începem. Îi avem pe aia toți la noi. Avem crabul ăla de sare. Avem bulbdogul ăsta care are 3500 la capacitate. Deci, de ajuns. Costumul de radiație pe noi. Voiam să sar, dar am uitat că am schimbat skin-ul și nu mai am aripioarele alea. Mare greșeală făceam. Punem aripile alea și îi dăm drumul la treabă. Avem și locația ouului acolo pusă. Ce să mai? Dăm drumul la treabă. Vedem cât ajungem cu ăsta așa. Sper că n-am uitat nimic, Cois. Și dacă am uitat, nu ne mai întoarcem. O să scoatem noi fogul, mă, că nu vedeam nimic cum trebuie. Și nici nu mai știu pe ce parte trebuie să mă duc. Pe aici, parcă. Cred că am greșit direcția deja. Că pe aici era. E bine, mă. Da, pe aici e. Puteam să fim deja băgați pe gangul ăsta. Dacă săream bine din prima. Hai pe aici. Pare mai ok-iș. Și oricum avem 60 de ziplines cu noi, mă. N-avem cum să nu ieșim din orice situație. Da, pula! E perfect. Cred că ajungem direct la zona albastră, așa. Vedeți, de-aia vreau Rock Drake-ul ăla. Că cu ăla poți să zbori. Că pe harta asta, dacă n-ai Pteranodon sau Argy sau de-astea să zboare, nu ai. Nu prea ai cum să te deplasezi cum trebuie. E bine pe aici, mă. Sau trebuie să fac o stânga. Hai să facem o stânga. Facem stânga. Aici vreau să fac dreapta, dar facem stânga. Instinctul meu zice să fac stânga, fac stânga, mă. Și aici îmi spunea să fac un pic de stânga, dar... Nu, nu, îmi spunea greșit. Uite, acolo e zona albastră. Bă, perfect. Nu vine să cred că dintr-un glide de ăsta ajungem fix unde avem treabă. Oarecum. E bine și până aici. Bun. Scoatem pătrunjelul ăsta. Și acum pe el, tată. Bă, cred că am ajuns unde trebuie. Arată sub noi ouul ăla. Doar că nu-mi pare deloc cunoscută zona asta. Eu am fost în zona albastră, dar am fost pe acolo, pe la apă, pe unde am luat obsidianul. Nu pe aici. Da, de data asta, hai pe aici. Stai să-i dăm ăstea capacitate maximă primată. Să nu avem probleme mai târziu. Și ouul arată că e la 2240 de metri sub noi. Deci e bine. Cum să nu fie bine dacă e bine? Hai să punem noi costumul pe noi. Ele de radiații nenorocite. Deja dăm de Megalosaurus. Bun. Ăsta e locul în care scoatem dinozaurii toți. Haideți, mă. Ia uite-i pe nenorociți. De armata, bă, băiatule. Haideți! Stai că ăștia cu AI Pathfinding și... Nu știu dacă o să ajungem cu toți la destinația finală. S-ar putea să mai pierdă pe drum, dar... Nu e o problemă asta. Dați-i, băieți! Ia uite-i.
N-a avut nicio șansă. Ok, noi înaintăm. Nii mai muțu. Haideți, flăcăi. E zona noastră asta acum. Vedeți că vă atacă ceva. Ce-mi place așa, bă, dacă nu m-ar bloca, ar fi mult mai mișto. Bine, că m-a luat ăsta. Terminat-o prost. Rock Drake-ul! Vă rog frumos, aveți grijă de el. Primitive Boots? Păi bă! Asta nu era Primitive Boots. Mi-a spart ăla de radiații, cois. Păi pot să mai ajung jos fără ăla. Hai să vedem, poate reușim. Poate nu e o zonă chiar așa. Veni, nu veniți. Nu veniți că m-am urcat pe altul, scuze. Scuze. Cum, unde e ăla pe care trebuie să stau eu? Nu mai contează, că-l schimbăm. Acum urmăriți pe asta. Bă, ce mi-a spart ăla galoșii. Ii, mă, ce-a luat maimuțul în bot. Vine la mine, ei să moară. Ii, mă, puiuț. Hei. Bun. Nivel 10, dar măcar avem și noi unul de ăsta. Problema mare e cu radiațiile. Ni căprițe. Problema mare o să fie cu radiațiile și cu ciupercile, bă, și n-am de niciun fel la mine. Ar trebui să stăm să adun de aici câteva, da, și asta o să facem. Mă, ciuperci. Vreau ciuperci. Trebuie să găsim unde la cu ciuperci acum. Uite, obsidian. Când voiam obsidian, nu știam cum să ajung la el. Nici acum nu știu să ajung la ăsta, de fapt, dacă stau să mă gândesc, dar măcar știu că e aici. Nu mă blocați, vă rog. Vă rog, hei. Așa, mersi. Par mult mai puțini ăștia. Probabil am mai pierdut pe drum câțiva. Nu-i bine, radiații de aici încolo. Păi și cum facem, mă? Ce facem cu radiațiile alea, băieți? Noi am venit cu costumul... Da, cred că ne trebuiau două. Îi lăsăm pe băieți aici. Nu vă răspândiți. În două minute este înapoi. Luăm crabul. Ii, mă, Cosmo. N-am chitină să te prind, mă. Ba da, ba. Am înțeles că cu ăsta trebuie să joci acum... Stai, dacă e roșu, nu te miști. E ca în Squid Game. Roșu-verde. Când e verde, poți să te miști, te duci spre el. Dacă e roșu, nu te miști deloc. Asta e taming sistemul lui, mă. Ii, mă, că avem și Cosmo acum. Stai să-l bag și pe ăsta, de fapt, într-o pokeminge. Ok, și scoatem crabul, care e pe 5. Și trebuie să mă întorc la bază de aici, mă. Mie nu vine să cred că fac asta. Sper să ajung repede cu ăsta. Să vezi ce-mi fac eu cu 3 seturi de costume, eu. 5! Nu 3. Să fiu sigur. Trebuie să mergem la pietricel acolo noi. Bă, de întors ne întoarcem repede cu glide-ul ăla. Prostia a fost că nu mi-am dat seama să fac mai multe costume de alea. Eu știam că dacă se sparge oricare dintre itemele alea, deja ești vulnerabil la radiații. 2000 years later. Tu nu-i bine, mă. Ce dracu, bă, dar mă rătăcesc de fiecare dată, m-aș în ea hartă. Da, sar, bă, găței, p***a, mă, tacu, de ce nu mai sari? Mamă, știam că o să mă enervez rău de tot. În sfârșit, gata, mă, ăsta, sigur de drumul bun. Zic că ăsta nu înnoată. Ah, dar face alte alea pe apă. Trebuie să-i dai mai multe space-uri, ok. Asta-i păianjând de apă, ce dracu e ăsta până la urmă? Nu ne place, domnule, cu ăsta pe aici. Dacă stau să mă gândesc, mai bine stăteam pe ăsta decât să stau pe Ravager. Când m-am bătut cu ăia, că poate nu ajungea să-mi sparg armura. Dar nu știu dacă pot să mă deplasez bine cu ăia pe lângă mine.
Trebuie să le dau distanța de urmărire puțin mai mare, cred. Nu ne lăsăm. Luăm ouțul ăla azi. Chit că ține episodul mai mult, dar îl luăm. Nu știu cum să vă zic, dar eu deja filmez de o oră și 23 de minute. Și n-am făcut mai nimic în ora asta și 23 de minute. Dar urmează. Facem, bă. Facem să fie bine, o să vedeți. Sper că avem materiale să mai facem cel puțin un costum. Lasă ce am zis eu că facem câte 5 seturi, da? Că nu mai știu, parcă ne trebuie polimer sau element. Vedem ce avem și ce avem spart. Prima dată le facem pe alea sparte, le reparăm. Ce ne mai trebuie aici? Polimer, fibră, cristal, piele. Parcă aveam o polimer. Avem. Luăm și ăsta. Și cristal. Și fibră. Și piele. Am uitat să luăm piele. Aveți mâncare. Aveți toate condițiile posibile. Bulbdog-ul ăla de rezervă, îl lăsăm la noi. Ok, crabul luăm. Și ne întoarcem la treabă. Acum știm pe unde să sărim din prima. Hai să-i dăm bătaie. Ne mai lipsește ceva? Ca așa am zis și data trecută, așa am zis că suntem ok cu totul. Bine, nici nu ne-am gândit să ne luăm costum de rezervă, dar... Meh. Deci pe aici e trecerea aia nenorocită. Pe care nu o găsesc eu niciodată și mă rătăcesc. Eu mă duc mereu până stânga, pe acolo pe unde scrie gems. O să vedem dacă mai știm să facem stânga și dreapta pe unde am făcut prima dată. Știu că făcusem o stânga la un moment dat. Pe aici? Da, pe aici. Acolo e mă, mamaie, mă. Zona cea blu de albastră ce e ea. Bă, dar merge în reluare rău de tot. Ce pula mea? Voi vedeți, mă, că merge jocul în poze. Fiți atenți că nu-i bine, pe aici trebuia. Că pe acolo e cascada. Și am zis că nu mergem pe la cascadă. Pentru că cine vrea cascadă? Nimă, am căzut pe lângă ăștia, mă, să-mi spargă și ăștia acum. Ca așa se face, nu știu dacă mi-au spart ăștia ceva. Sper că ăștia nu sparg costumele și astea. Trebuie să dăm track acum pe unul din nenorociți dacă nu-l găsim din prima, dar cred că pe aici e. Pe aici am venit? Da, pe aici. Eram confident, dar nu mai sunt. Nu mai sunt sigur că pe aici e. Nu pare că pe aici e. Era să zic, i-am găsit, mă? Nu i-am găsit, sunt alții. Dar pare că pe aici și după aia facem stânga. Ia mă, cât de departe v-am lăsat. A, uite mă! Gata mă, i-am găsit. Facem în felul următor. O să ies din joc. Și o să intru iar. Pentru că merge extraordinar de prost. Nu înțeleg de ce. Dau un refresh și ne vedem după. Mă, bun, luăm bulbdog-ul. Să nu uităm de el. Avem pe băieții aici. Care deja se luptă. Hai că acum se mișcă mai bine. Costumul nu-l avem complet pe noi încă. Acum l-avem, ne-a apărut în dreapta jos acolo. Much appreciated. Că le dați acolo. Nu, tu ce dorești? Crezi că ai vreo șansă? N-ai avut, și 115, n-ai avut o șansă, n-ai avut. Rock Drake-ul. Stați așa să băgăm și noi Super Spyglass-ul. Și am sărit fix la el. Da, un Rock Drake de nivel 35. Rupeți-l, băieți! Așa! Bravo! M-ați blocat, mă, pulilor! Nu-i bine ce-ai făcut! Da, mă. Zic că am aruncat unul aici. Și acum trebuie să-mi fac cărare sus la ăia. Uf! Deci nu iese niciodată cum trebuie. Poate așa pare, dar nu iese niciodată cum trebuie. Hai mă, că ajungem la ei, mă. Nu ne lăsăm așa ușor bătuți. Nu mă lasă să mă întorc mai mult de atât. Scârba! Dar nu-i problemă. Că ne întoarcem direct cu Ravager-ul. Putem acolo.
perfect. No! Why are you stupid? Why are you gay? Who says I'm gay? You are gay. Uite acolo băieții ce și-au damage de la radiații. Nu-i bine. Nu-i bine. Dar aici o vrea mă pe ăla. Ce bine era să vrea pe ăla. A vrut mă! Vin flăcăi, vin! Nu mai pârâi radiație că te-am auzit. Dar de ce ai făcut asta? Hai să discutăm ca oamenii. De ce p***a mea ai căzut dacă mi-a apărut promptul? Tu de vrut vrei, dar promptul merge? Nu cred că merge, că e prea aproape de... Pare că e prea aproape de ăsta. Aaa, ăsta nu-i pe 100%, e doar rezistent la radiație. Sau, ba nu, stai, mor de foame, mă. Așa de prost sunt că n-am la nimic să mănânc. Hai că-i salvăm. Hai că salvăm situația. Fiți atenți că salvăm situația. Dacă ne punem pe asta și merge... Salvăm situația, bă. Nici au început să cadă toți acum. Salvăm situația. Dar avem nevoie să ne facem pat. Ai piele vreunul? Normal că aveți, cum să n-aveți piele. Trebuie vreunul să fie cu piele, n-are cum. Uite. Piele și mai ce ne trebuia mă pentru? Sleeping bag, fibră. Și ne dăm cu moarte automat acum. Murim, ne întoarcem cu HP-ul full și cu hrană full. La sleeping bag aici frumos, ca băieții. Mai punem unul, să fie. Și cum ne-am trezit, le luăm pe noi, tată, că nu faci treabă. Funcționează planul? Ia să vedem. Numai aici. Aici! Bun, gata. Arată că ouul e mai sus. What the fuck? 1000 de metri mai sus de mine. Hai să vedem cum facem să ajungem la el acolo dacă... Aveam senzația că jos de tot e ouul. Mai avem încă 70 de secunde să se vadă așa urât pe radiații. Că am fost puțin afectați de ele. Haideți mă toți. Înapoi. Că am uitat să luăm becul. Uite aici că ăla merge foarte lent. Uite-l. Bine că mi-am dat seama. Hai mă revin, țin încă 3 secunde. Bun, gata, și-a revenit. Acum! Noi acum cred că trebuie să găsim o cale să urcăm. Dacă coordonatele sunt bune acolo. Eu am căutat niște coordonate după net. Mi-au zis că uți acolo. A, stai că e mai jos de atât. Bă, câteodată parcă ești prost așa. Sunt gata toți pe aici. Că sărim. Ii mă, ce plouă cu Ravagers. Haideți toți, vă rog. Sau măcar o mare parte. Nu mai e o mare parte aici, da? Clar nu mai sunt toți 30. Rock Drake aici, eu sunt singur. Ăștia mei au căzut, dar au căzut pe altă parte ei. Băieți! Băieți! Nimă! Nu,
3. N-ajung 3, am plecat cu 30. Nimă cât dă damage apa asta. Și le cam dă. Nu-i bine, man, am rămas fără câini. Și unul tocmai ce-a murit acum. Măi, mă, ăștia au început să moară de la radiații, mă. Uitând de ei, încercăm măcar să ajungem la WoW, la destinația, să vedem dacă e WoW acolo măcar. Că e ăla pe mine acum. Lasă-mă! Lasă-mă! Nu-i mort? Urmează și al doilea. Și de nivelul 175 tot l-am omorât. Acum. What the fuck? M-a lăsat cu jumătate HP, mă. Acolo nu mi-a plăcut lumina aia. Lumina aia cred că e ceva alfa. Băgați-i p***la măta că caz degeaba. Nu, e mă, e prost rău de tot făcut la unele faze. Urcă, băgați-i toată p***la spre măta să-ți bagi. Că urc cu ăstea mai bine, cred că. Bravo, mă. Ai sărit fix la măta, am p***dă. Nu mai suport jocul, bă, deja. Nu mai suport jocul. La modul ăsta sunt acum. Agață-te aici! Ce p***a mea, acum iau full damage cu ăsta. Ero Drake Watch 2. Eu acum mă gândesc dacă era ăsta mai puternic. Nu era mai bine. Sunt prea mulți, mă. Te duie ei, dracu, scârbele. Uite încă unul aici. Păi de acel mai bat eu și pe ăsta. M-a văzut. O singură variantă avem, băieți. Îl băgăm pe prostul ăsta. În cryopod. Urcăm cu pickaxe-urile alea și după ne întoarcem la a merge pe el. Că altfel nu vreau, uite, nu, hai că am vrut să s-agațe acum, dar aici nu dorește. Nu dorește și cade pe textură ca prostul așa, băgați-i p***a măta joc să-ți bagi dacă. Bă, dar e logic că poate să stea pe ea, mă, ce p***a mea de developer să mă f***t în... Calmează-te, mă. Că știi că sunt proști de la început, de când a făcut primul joc, știi că sunt proști. Wild card să vă dau la... Nu am nevoie să mă mai baci cu tine, lasă-mă, dracu, în pace. Iută-l, bă, acu, a căzut prin textură! Bun, aici, gata. Aici ne dăm jos după el. Îl băgăm în cryopod. Și acum, 8. Și dai cu climbing. Așa, mă. What the fuck is... Ce s-a întâmplat, mă? Cineva să-mi explice ce s-a întâmplat. Mi-a venit jocului să creadă că am ajuns acolo. Ce p***a mea a fost aia? Hai mai băteți-vă și între voi, lăsați-mă de acum pace. Bă, între voi, mă! Nii, mă, că au venit 3. Gata, atât. Atât a fost. Unul e mort. Al doilea e mort. Toți 3 morți. What the fuck? How? Nu cred că am scăpat și de tura asta, dar... Mai rezistăm vreuna? Nu cred. Unul lângă noi chiar. Mai e unul acolo, hai dar când ne îndepărtăm puțin. Și unul în față.
Te văd, prietene, te văd, vă văd, pe toți vă văd. E cuibul aici. Mergem și-l luăm. Băi, chiar dacă murim după, măcar știm că i-am luat ou. Fute-mă așa în voi. Să fie ou, să fie ou. E ou aici. L-am luat. Să se plece de aici acum. Că au venit. Nimă, auză-i. Auză-i cum au venit toți. Sar, mă! Sari, sari! Sari! Bun, bun, bun! Bun! Mai sari o dată! Bun! Știu că mai sunt și aici, îi văd! Îi văd. Îi văd, dar măcar mă îndepărtez cât mai mult de locul ăla. Nu aici, că aici... Mamă, ce-mi da asta! Ce-mi da asta mai mult decât îmi dau ei. Nu, n-a sărit! Ii, mă, că am sărit lângă el. Nu! Nu! De ce p***a mea te-ai blocat aici? Că-i de 10 ăla, de 20, de un căcat, e mic. Nu mai sare, mă, nu mai sare. Nu mai sar, stai și bate-te dacă f***u-ți morți, mătii. Bun, pleacă de aici. Aici. Perfect. Bă, sper să nu vină nimeni acum aici. Uite-l în dreapta acolo, nu-i bine, mă, nu-i bine. Nivel 90. Normal că nu mai sare. De ce ar sări de aici? Doamne, ce, de-abia reușesc să-i păcălesc puțin. La limită. Dar-s deja prea mulți, mă. Și problema e că eu nu știu unde mă duc. Acolo e bubă mare. Că sigur nu-i bine pe aici. Ăștia. Nu prea că ăsta are 110. Mă rupe ăla, mă, nu cred. M-a bătut, bă, m-a bătut ăsta. Băgați-i toată p***! Că până ajungem noi aici, n-ajungem niciodată într-o jumătate de oră, vă zic eu. Și nu mai avem nici costum, trebuie neapărat să venim de aici, de la... N-ajungem într-o jumătate de oră, bă. Ăsta a fost primul attempt. Ne pregătim mai bine data viitoare. Măcar le-am luat wow-ul, știm unde e. Ce să zic, hai, ne vedem cu următorul. Peace! Artificial.